După abuzurile de la masa de Paște, organismul își cere drepturile. Așadar, o cură de detoxifiere este binevenită pentru a ne ajuta corpul să elimine toxinele acumulate. Odată cu trecerea sărbătorilor care au adus surplus de mâncare mai mult sau mai puțin sănătoasă, este momentul să luăm în considerare o curățenie generală a organismului pentru a combate starea de apatie și oboseală. Cura de detoxifiere trebuie să se axeze pe alimente bogate în fibre și pline de nutrienți. Cea mai recomandată după sărbătorile pascale este dieta bazată pe alimente crude, neprocesate, salată din crudități, cât mai multe fructe și sucuri naturale. Fructele, în general, consumate între mese sau înainte de masă, aduc niște beneficii foarte importante pentru curățarea organismului. Pe lângă vitaminele pe care le conțin, mineralele și antioxidanții atât de necesari în stimularea imunității, în detoxifiere, acestea aduc și un aport important de fibre, bineînțeles cu condiția să fie mâncate cu coajă. Totodată, consumând lichide variate, se sporește eficiența detoxifierii. Un aport hidric corespunzător. Apă plată cu lămâie pentru proprietățile ei depurative, sucuri proaspete de fructe sau de legume, nici de cum băuturi carbogazoase, îndulcite și pline de aditivi alimentari. Detoxifierea este indicată de 2 ori pe an, ajutând astfel organismul să lupte mai ușor cu factorii nocivi exteriori și să se debaraseze de surplusul care îi îngreunează funcționarea optimă. De altfel, nu ezitați consultarea unui specialist înainte de a decide începerea unei cure.